Bolnavii internați în Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu nu își pot ține mâncarea în saloane pentru că este foarte caldă și se poate altera. Numărul frigiderelor din saloane este foarte mic, iar cei care au mâncare depozitată în ele sunt norocoși, pentru că altfel sunt nevoiți să o țină pe ferestre unde îngheață. De ce țin pacienții mâncarea pe pervaz? Nu au frigider, deci nu au unde să țină. Și o scot afară? Da, sau pe sub, în optier. E cald în saloane? Da, e cald. Și nu poți să o țină? Nu, se strică și sucul, se încălzește, apa. Nu au frigidere. De asta țin mâncare pe pervazi. Sau li se strice. În saloane e cald? Da, e cald. Au căldură și ca să nu se strice mâncarea, normal, că ei o scot pe pervaze. Mi se pare normal, doamnă? Nu mi se pare normal, dar asta e. Conducerea Spitalului Județean cunoaște această problemă, însă din cauza banilor puțin nu poate dota fiecare salon cu frigider. Constantin Pălivan le sugerează pacienților să nu mai pună un accent atât de mare pe condițiile hoteliere, ci pe calitatea actului medical. Au dreptate și eu mi-aș dori un confort hotelier într-un spital. Dar ce să facem mai întâi? Să le luăm frigidere, televizoare, aeroterme, aere condiționate sau să le asigurăm strictul necesar pentru tratarea bolilor respective? Pentru că, la urma urmei, spitalul asta este o instituție de interes public care tratează boli. Dacă acum bolnavii își pot ține mâncarea pe geam fără să se altereze, rămâne de văzut cum se vor descurca la vară când va fi foarte cald.